Salutare și bine v-am regăsit, ai mei dragi, la un videoclip special astăzi cu Conan Exile. În lipsă de idei m-am gândit să filmez chestia asta, adică nu chestia asta, eu joc jocul ăsta și îmi place, numai nu-i tare entertaining să vă uitați la el. Deci scopul de astăzi o să fie, fiți atenți aici, să fac, mi-am făcut aici mini baza mea, sunt un server cu bandiți, fraieri, care mi-o spart cândva cetatea. Dar asta o să fie o poveste pentru un alt episod. Am făcut aici o cutie. E aproape invizibilă de jos. Nu ai cum să ajungi la ea decât dacă ești super inspirat. Și stați să vă arăt și cum. Așa. Ia de aici. Vedeți? Nu se prea vede mare brânză, dar e singurul mod în care poți să ajungi sus. Faci așa niște chestii pe aici. Sărituri dubioase. Atât. Și am ajuns sus. Până acum nu mi-am pus nici ziduri. Am avut chestii și nici naiba nu mi-au găsit baza și sunt foarte fericit. În orice caz, vreau să zic că scopul de azi e să construiesc o roată de sclavi și să mă duc după un fierar sau ceva, frate. Să-l bag la sclav, deci orice sclav, dar să fie cât de cât bun. De preferat un dansator. Dansatorul e foarte bun că te scapă de corupție. După cum puteți vedea acolo la bara mea de viață și la stamina, am corupție. Chestia aia purpurie de acolo. O să fac o roată de sclavi, hai să-i dăm bice. Ok, să vedem de ce am nevoie ca să construiesc chestia. 220, 210, 138. Bă, bun, să-i dăm drumul. Să văd câtă piatră am. Ai, 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 mă, dai, m-am lăsat dus de val. Așa, mă, ce fac? Trebuie să arunc ceva, că mi-e întrebe. Deci stai să văd unde e roata de sclavi. 210, 220 din astea. Hai să văd lemne. Hai să văd câte pot să strâng. O să vă arăt și locația mea secretă. Undeva pe aici, prin fundul mapei, îs. După cum ați văzut acolo pe hartă, aici în sus, în nordul mapei. Și prima mea țintă, deci primii care o să fie distruși de mine, o să vă și dau spoiler acum, pentru videoclipurile următoare. Deci nu există bază care să nu poată fi spartă. Acolo, stați să se încarce. Îs acolo două picioare de pod. Și niște scări. Stați că vă arăt acum. Vă arată tata, vedeți cum se generează tot acolo, numai tier 1 din câte văd. Cred că sunt doar ziduri de tier 1. Stai să mă apropii un pic să fiu sigur că dacă au ziduri de tier 2 e imposibil pentru mine să le sparg. Da, mă, e tier 1, ce atâta discuție? Dacă vine banditul să mă moare, 2, 3, 4 și am terminat cu el. Da, da, acum vine motivul. De ce ai face asta? Ești un nemernic, vagabondule. Nu lași copiii în pace să se dezvolte și să se bucure de joc. Ei bine, acum câteva zile, copiii aceștia bucuroși de joc și dezvoltatori s-au gândit să mă fugărească în prejurul bazei mele. Aveau toți armuri de tier 4 sau tier 3, nu știu care e ultima. Da. Le-a plăcut să mă fugărească, așa, eu n-aveam nimic pe atunci, nimic pe mine, era un crugol. S-au dat după mine cu topoară și săbi și m-am ascuns undeva între niște stânci și m-am blocat acolo și a trebuit să mă sinucid ca să pot să ies de acolo. Și după aia n-am avut pat și m-au dat la spawn și am venit până aici ca să-mi iau itemele. A fost un chin. Și pentru asta baza lor va fi distrusă. Ok, acum mai trebuie material din ăsta. Plante și din plante fac ață. Și cu ața aleg rota de sclavi și totul va fi bine. O să vedeți. Acum am construit scrota. Numai problema cea mai mare, deci cea mai mare problemă pe care o am acum, e că nu sigur că o să încapă pe casă. Și dacă nu încape pe casă e rău de tot. Deci e foarte rău. Ai, 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 bă, dar voi vedeți cum sună? Dar cine se pune cu mine, mai dau un pumn în gură, doamne fere. Deci că am dat cu fier un fier. Deși ăla e cărbune și pumnul meu nu cred că are ceva fier pe el, da? Pac, și poți da uppercut-uri, pac, și de asta e din aia perversă de stânga. Pac, ai de capul meu, mă. O să te bucăți de fier, bun. Și că car prea mult, nu știi, mă, tu cât pot eu să car. Eu sunt brav. Măreț și glorios, Iisus Hristos, Iisus Hristos, să văd, mai este coal aici, mai este puțin, mă mai bag de acum. Acum o să vă arăt și cum poți să urci pe acoperiș și cel mai tare sistem din lume, ați văzut? Și închidem ușa ca să nu intre bandiții, numai noi avem voie să intrăm, ok. Rugați-vă împreună cu mine. Nu, te rog, mă, lasă-mă să o pun, mânca mi-ai... Hai, mă... Ia, mă, că pot să o pun acolo. Ești nebun, mă, nebun. Mă, nu știu că problema o să fie că poate sparge oricine, cred.
Da, din partea mea s-o spargă. Mă, dar deja se face noapte, mă, încep să mă pierd în întuneric pentru că sunt negru aprins. Glumă proastă. Am un hai că fac cu măciucă și o să fac și niște ață din asta, fix 10, dar o să nu am nevoie, că toța mea e alimentată cu iarbă. Mai ce m-am sperat de tine, capro, vei plăti cu viața pentru asta. Nu, mă, dar cât de rezistente, de obicei la 5, ioi, stai, de obicei la 5 lovituri murea. O, să bat între ei. Apoi, bătaie plăcută, ce să și zic. O, să bat cu un rinocer, nu mă, fugi repede, că l omoară pe la rapid. N-am chef de bătăi cu ăștia. Nu că-s puternici, dar nici slab nu-s și dacă-s mai mulți, mă omoară. Ia, dic la ăștia. Bă, le dau două. Se pare că trebuie să le dau mai multe să-i omor. Și mi-a dat crippling, sau cum se numește, șchiopătare. Dar cred că e bună de experiență prostiile astea, că sunt foarte slabe. Hai să-mi iau și... Opa, opa, scutul blochează, mă. No, se pare că m-a lăsat în pace. Sunt mai mult decât fericit. Dar știi ce? O să fug în spatele lui. Dumnezeule! Te rog, sari, te rog, sari, te rog, sari. No, cum ar trebui să... Dacă mă împinge de pe stâncă... Băi, incompetentule, de mă împingi de pe stâncă, te ia mama dracu. Atât! Ai, ai, ai. Asta a fost boss fight, mă. Așa, vine asta cu sulița. Bun, bine faci, bine faci. Prietenă. Ai, 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 m-a văzut ăla cu arcul. Dar ce damage au? Ai de capul meu. Ești nebun. Că dacă n-ar fi și retardatul ăla cu... Să nu mă omori, așa. Bun, acum ar trebui să scap și de ăla. De fapt, stai că barez pe ăsta. Nu are cum să mă pălească, cred. Și acolo e un crocodil, nu-i bine? O, omule, du-te de aici. O să dea până cactus. Cred că distanța e foarte mare și așa am prea multă viață ca să mor. Bun, bine, mă. Nu! Dar măcar am pat, eu de capul meu. M-a pălit, retard. Că nu mai trage, mă, nu vezi că m-am predat. Glumesc, am murit, nu m-am predat. Iară să bată așa cu rinocerii și mă lasă pe mine în pace. Drăguț din partea voastră. Apreciez, apreciez. Eu fug aici în curgo, n-am nicio treabă. Uităm acolo cadavru. Ai, da, mă, să te lutez, mă. Mă, să nu-mi zici că s-o despawnat tot satul din cauza că am întrerupt eu arcașul. Nu se... Uită unul aici. Să vedem ce... Asta e un arcaș. Asta e un arcaș și tu ce dracu ești? Fighter. Ai de capul meu. Ține cea un... ăsta. O, astea sunt bune. Și 7 larve mari. Hai că le iau și pe alea. Deschide. Și Iron, ai de capul meu. Și-o spar singur casa. Lălui. Atât, acasă. Urmează al doilea. Acasă, mă, dar nu mă atași tu pe mine cu arcul tău. Ce o să faci de aproape? Nu poți să tragi de aproape. Ghinion. Ha. Ai de mine, dar am luat o grămadă de fier de pe ăștia. Și larvele alea sunt foarte buni. Carne prăjită, bă, dar nu mai gătesc de acum încolo. Vin la ăștia în fiecare zi, că se spawnează din nou. Hai să urc sus și acum surpriză să văd că baza mea nu mai e aici, că direct îmi dau un cap. Am vrut să zic că îmi dau un cap în gură, dar nu tare am cum. Dar o să dau un cap de masă în orice caz și cam asta va fi treaba. Punem pentru coif. Și reparăm și sabia și ne ducem la drum. Acum avem mâncare, apă iar avem full. Dar ce repede să face coiful? Mă, îmi place, chiar îmi place. Trebuie să iau numai itemele de aici, că locul ăsta e expus și oricine poate să vină să-ți facă chestiile astea. Numai că nu-s de valoare, asta e bine. Mă, eu am armură bună de la brâu în sus și de la brâu în jos, direct pantalon de catifia și șlapi. Era un om în istorie, mă, unul nu știu care s-o pedepsi sau ce dracu. O încălca nu știu ce regulă în fața lui Dumnezeu și au zis că pentru că a făcut asta nu merită să poarte pantofi. Și la un picior nu mai purta pantofi. M-a inspirat omul ăla, așa că m-am gândit să port și eu de la brun jos haine din astea nașpa. Ia bă, ăștia nu și-o spară scara, ești tâmpit la cap? Nu, stai un pic că... Potoliți-vă că nu e chiar așa. Amânăm un pic excursia noastră, câteva secunde, până urc sus să văd ce-i.
ce e asta, mă? Nu! Dar de unde să știu eu că mor? Ioi. Asta nu-i bine. Asta nu-i bine deloc. Acum sper că mai găsesc itemele, că de nu mi le mai găsesc. Deci dacă treci de curentul ăla, mori. Dar de pe stâncile alea, cumva poți să urci pe acolo sus, la bazele ăstora. Acum bineînțeles că s-o spart scara. Te rog, zi-mi că mai este o scară pe aici, pe undeva. Unde dracu am urcat eu? S-o lua și tâmpenia aia după mine. Ai de capul meu, ia-ți-e după o capră sau ceva. Dar cum dracu, mă? Era, mă, scara acolo. Cineva o spart scara când am urcat. Bă, nu, mă, s-o genera scara. Bun. Și am să vezi că nu ajung la corpul meu și nu pot să-mi recupăr itemele, că m-am tălăsat de joc. Să mor eu, deci dacă cumva nu pot să-mi recupăr itemele, asta a fost. Asta a fost, o să se numească... Ba, uite, cred că pot să mi le recupăr. Vai. Hai să văd în ce parte mă îndrept. Da, mă, se pare că nu ies din mapă dacă mă duc pe aici. Imediat o să iau la stânga, cred că fix acum. Trebuie să fie o strâmtoare aici undeva. A, uite aici. Prin strâmtoarea asta, asta ies și acolo este o corabie cu pirați, mă, și acolo e plin de dubioși. Dacă aș putea să-mi trag un dansator de acolo, ar fi super. Deci eu, pentru Enforcer din ăla mă duc, dar și dacă nu găsesc și găsesc dansator, tot e foarte bine. 3! Ai de capul meu. Dar oricum, e bine că nu fost dotat cu prea multă inteligență de la mama natură. Așa că o să stau aici până mi se mai încarcă un pic din energie. Se pare că unul e mai inteligent decât ceilalți doi. Trebuie să mă fofilez un pic pe lângă pietre, mă, nu-i... Dar mă, dar se face noapte, mă. Și mă prinde noaptea în deșert la dracu. Și noaptea parcă vin scheleți. Na, cred că nu mă duc eu viu acasă. Nu, mă, na, oricum am destul de energie, o să fug un pic în față. Până după piatră. Și o să mă adăpostesc acolo. Sper că o să se întâmple asta, dacă nu, o să mor în cel mai rău caz. Nu știu cum dracu să editez un videoclip așa lung, eu filmez de peste jumătate de oră lejer. Aici ar trebui să fie apă după calculele mele exacte. Dar trebuie să ajung, mă, trebuie să ajung acolo și să-mi iau sclavul care mi se cuvine și să-l duc acasă, gata. Dar nu cred că are cum să mi se termine memoria din calculator, deci e ok. Avem vreme, cred. A, ce fix în față? Oh, acolo e ceva golem din ăla mare, pe care nu pot să-l bat. Nici cu puterea lui Aladdin. Un rinocer. Ai, 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 mă, dar nu-i bine ce se întâmplă aici. Cred că soarta e împotriva mea. Eu n-am mai văzut golemul ăla de o grămadă de... Dumnezeule. No, cumva trebuie să urc sus de aici, numai. Nu ne mai jucăm. Urc sus, că am văzut o tabără sus. E ca o harbaletă, mă, ăștia nu sunt arcași, din aia mai șmecher decât arcași. No, hai să vă dau. Mâncavar, mama, naibă. Archer, acasă cu voi? Nu poți să tragi de aproape, nu așa funcționează arcul, prietenul meu. Acasă, pe ăla l-am tot dat jos, pe ăsta l-am rupt în două. Dă încoace, dacă tot am venit până aici, măcar să iau ceva de pe voi. Tu ai picat? S-a dus la dracu. No, știi ce, nici nu-mi pasă. Pe la spate, zici că nu se poate, dar nu da găină în mine, ți-am salvat curul. Ok, vii și tu. Trebuie să mă bag în spatele lor cumva. Mă, că ăștia se întorc mult mai repede, nu-s ca rinocerii. No, bun, hai să scăpăm de aici. Am o idee bună, hai să fugim. De aici sus e ceva. A, tu ești, mă, mâncam e curul în sfârșit, pot să omor și eu pe cineva. No, hai să-ți dau, câte trebuie, 6 să te omor. Tâmpenie de animal, că ești așa slab, de-abia ataci. Du-te mă acasă, mă, du-te mă acasă. Și acum să vezi că mă omoară. Mi-e ciudă că nu mă pot... Nu, mor eu aici, nici să-mi dai bani. No, bun, se pare că i-am blocat pe acolo. Acum trebuie să urc cumva sus. E aici ceva perete invizibil, nu e nicio problemă, o să-l evit. Și urc pe corabie și mă duc să-mi iau un dansator, că acolo știu că sunt dansatori, mă. Cred că dacă mă uit mult la... Triburile astea dispar și asta e destul de nașpa. E acolo la cort, sunt câțiva oameni, dar nu știu dacă sunt muncitori sau ce dracu. Ia, ci îi 1, 2,
Să fac niște dodge-uri bun. Yes, în sfârșit. Ai mă, gamia și piciorul, atât. Ce țineți voi, fighteri? Na, din ăștia îmi trebuie. Da, 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 a fost super fain. A fost super fain. Cam atâta cu episodul de azi. Ai de capul meu, mă, dar ăia-s 2-in-1, mă. Eu nu mă mai duc după itemele alea, vă dați seama că-s pierdut, eu n-am cum să ajung acolo. Mă, mersi că m-ați urmărit. O să mai fac probabil videoclipuri cu Conan Excel când o să fiu mai bazat, dar până acum roata, până atunci roata mea de sclave o să rămână sus. Și eu o să rămân în curul gol până o să fac alternă cop. Dar nu o să fie așa greu să fac alternă cop, că am niște fier pe aici undeva. Da, am niște fier aici, am niște piele aici, niște... Fa, o să fie ok. Nu-i mare brânză ce am pierdut acolo. Da, eu nu mai stau să filmez acum că e... O luam mult prea mult ca să mor de o grămadă de ori. Las că o să-mi fac o armură super șmecheră și mă duc să asasinez toți mobii de acolo, să-mi bag, adică toate NPC-urile de acolo. Și ăștia de aici de postă Dunăre, o să-i jefuiesc cumva. No, bine, deci cam atât a fost. Mersi că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați un like și ne vedem cel mai probabil mâine cu un nou videoclip. Yay! Salut! Mă, nu știu cum dracu s-a întâmplat, dar am reușit să ajung acolo, până acolo în curgol. Mi-am luat itemele și am văzut că era acolo ceva armurier, bă. Și am făcut roșu din un sclav din ăsta și l-am băgat la roată, l-am tras până aici. Și nici nu a durat așa mult, cred că a durat vreo jumătate de oră. Și roata asta funcționează mai dobit. Trebuie să dau de mâncare și tipul ăsta mănâncă și se conformează probabil regulilor mele. Am vrut numai să vă lămuresc cum stă treaba. Și că mi-am făcut rost de itemele apoi, deși nu sunt mare brânză, dar nu, totuși sunt itemele mele. Armura asta a fost destul de costisitoare, în total cred că am dat peste 200 de bucăți de iron pe tot ce am la mine. Și, nu, bine, am rezolvat într-un final. Sper să nu spargă armadimea asta până când o să reușesc eu să fac un zid aici. Dacă o sparge, să moară. Hai că ne mai auzim. Salut!